Bine ați venit pe canalul Câștig Experiență. Astăzi am ieșit din nou în livadă să admir pădurea, să admir câmpurile, să admir dealurile. Asta este ceea ce mă încarcă cu energie. Plecat de la bloc. Unde simțeam că mă sufoc. Pur și simplu. Am venit din nou în livadă. Vreau să mai curăț un pic. Să mai strâng niște uscături. Să mai pun pe foc. Aici, de exemplu, aici am o creangă de copac care pur și simplu s-o autocurățit. E vorba de aici. Am luat de aici, asta s-a uscat complet. A trebuit să-l tai. Să vedem cu ferăstrăul sau cu drujba. Deocamdată iau să-l revedem astăzi pe Marin, care are buzunarul gol. Marin are mai multe buzunare, să vă prezint azi buzunarele lui Marin. Aici am dat dimineață de mâncare, am dat niște cenușă. Aici am Marin. Ia să-i numărăm buzunarele lui Marin. Are aici un buzunar. Deci să vede cum a fost tăiat. Aici s-a cicatrizat, dar aici nu. Să trebuiască să tăiem. Aici are o scorbură adâncă. Aici e o scorbură care dă în scorbura asta altă. Da. Aici altă scorbură, altă. Da. Uite, aici am și ceva, a fost o pană de pasăre, da. O altă scorbură, deci cât erau? 2, 3, 4 scorburi la Marin. Azi îi numărăm scorburile lui Marin. Și bineînțeles, a 5-a, 6-a, 7-a. Asta cred că o să-l tăiem de tot. Vedem. Să punem pe picioare drujba. Sau să încercăm și cu ferăstrău. E o provocare. Da, eu am să strâng niște uscături, să mai pun pe foc. Iar dumneavoastră vreau să vă urez o zi minunată. Mă bucur că vă bucurați și voi de peisajul din la mine, din livadă. Până la o nouă experiență cu Marin, vreau să vă doresc să rămâneți sănătoși și bucuroși. Doamne ajută!